Salutare prieteni, invitatul meu de astăzi este decanul cele mai mari facultăți din România, este vorba de Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității babeș Domnul decan Răzvan Mustaț a acceptat invitația noastră de a sta de vorbă despre modul în care vede evoluția facultății în anul 2024. Vă mulțumesc tare mult, domnule decan, pentru prezența și eu pentru invitație și mă bucur că ne-am regăsit împreună. Am Aici. plonjat direct în subiect 2024. Care sunt planurile facultății pentru acest an? Evident, ne-am făcut foarte bine temele și ne-am pregătit un plan de acțiune pentru 2024 pentru a duce mai departe proiectul de dezvoltare a facultății pe care l-am pus la cale, să spunem așa, în, în 2020. Avem mai multe obiective în, în acest an. În primul rând, o să ne ocupăm de partea de admitere cu foarte mare atenție. Avem creionat un profil foarte clar al studentului la facultatea noastră și încercăm să, prin tot ceea ce facem, încercăm să fim cât mai aproape de studenți, să le oferim o viață excepțională în cadrul facultății noastre, atât în partea de educație, cât și în partea de viață socială și cu tot ceea ce înseamnă o viață studențească. Apoi uh, continuăm demersul nostru cu partea de executive education, un nivel de pregătire extrem de avansat, dedicat mediului de afaceri. E în vorba vară, de un parteneriat cu da. University of North Carolina. Exact. Uh, și în vară o să avem uh, din nou uh, ediția la Cluj, pentru că în fiecare an avem uh, o nouă ediție, dar de această dată la Cluj a conferinței economiștilor români din mediul academic din, uh, din străină și, evident, spre toamnă începem un nou an universitar cu uh, mult entuziasm și cu mult, uh, cu mult drag. Sunt uh, niște planuri foarte interesante, asta în condițiile în care veți uh, avea în față și provocarea de a rămâne în elita mondială, pentru că dacă ne uităm la meta ranking bazat pe clasamentele internaționale, conduceți acum Facultatea de Științe Economice cea mai bine plasată din România în aceste clasă. Așa este. Partea de, de poziționare în spațiul internațional, în rankingurile internaționale, este într-adevăr o provocare. Însă, începând cu 2024, cu noul mandat academic al întregii administrații a Universității babes bolyai focusul nostru va fi axat în principal pe, pe student. Dincolo de ranking de poziționare, unde am ajuns suntem foarte bine, continuăm pe acest drum, lucrurile practic aici sunt, sunt în regulă, vrem să ne orientăm foarte puternic mai mult decât până acum pe tot ceea ce înseamnă viața studențească, parcursul studentului, din momentul în care intenționează să devină student al facultății noastre și până la finalizarea studiilor, Ba mai mult chiar mergând mai departe, pentru a ne asigura că vor găsi un loc de muncă sau își vor dezvolta propria afacere, așa cum, cum se cuvine după finalizarea studiilor există și în acest sens și parteneriate deja cu companii mari, cu MOL, cu Kaufland, cu... Există parteneriate strategice ale facultății și un număr extrem de mare de parteneriate cu diverse companii din diverse um, domenii de activitate. Pe noi ne bucură foarte tare orice parteneriat pe care îl avem cu companie, cu o companie sau cu mai multe companii, atât timp cât ele sunt extrem de, de serioase, mai ales din partea, din partea companiilor. În ideea în care o companie mică poate să vină să contribuie la partea de dezvoltare a spiritului și a cunoștințelor de antreprenoriat pentru studenți, iar o companie mare poate să vină să ofere perspectiva pentru studenții noștri de a lucra, de a deveni competitiv și de a te de de dezvolta într-o corporație multinacională, într-o cultură specifică unei corporații multinaționale. Și nu doar la multinaționale, ci și la companii mai mici, ca mă rog, cum ar fi Via Cluj TV. Avem studenți este la masterat, la marketing, la dumneavoastră, care sunt Așa este. colegii noștri. Așa este și este o parte interesantă, pomeneam adinea de profilul studentului facultății noastre și am observat de-a lungul timpului o schimbare de percepție, de dorință în rândul studenților noștri. Dacă mai de mult acum, să spunem 7-8 ani de zile, 10 ani de zile, exista o, o orientare foarte puternică spre corporațiile multinaționale, mai ales spre domeniul de, de IT. Există în continuare și în prezent, dar atunci exista o, o această preocupare către, către aceste corporații, însă în prezent orientarea studenților este către partea de antreprenoriat, într o măsură mult mult mai mare, pe ideea de a și dezvolta propria afacere, de a avea succes în, în afaceri și de a te bucura de succesul și de savoarea succesului pe care poate să te ofere uh, propria, propria afacere. Practic, uh, generațiile se schimbă, noi trebuie să ne adaptăm în permanență la ceea ce vor uh, noile generații și mă bucur foarte tare că am demonstrat până acum și știu foarte bine că avem capacitatea să ne adaptăm în permanență. Pe lângă toate aceste lucruri, vreau să vă întreb dacă facultatea va rămâne la fel de implicată în comunitate, pentru că există mai multe monitorizări în timp real ale evoluțiilor din economia României, există și monitorizări. Sunteți parte dintr-o rețea globală de monitorizare a antreprenoriatului? Cred că este obligatoriu pentru noi, ca facultate de profil, să fim prezenți în societate, în comunitate și mai ales în societatea de business sau în comunitatea de, de business. Noi vom continua și în 2024 aceleași proiecte pe care le-am le dezvoltat. Până în prezent le vom duce la noi dimensiuni, la noi perspective, ca să spunem, să spunem așa. Și mai mult de atât, Încercăm să, să fim mult mai prezenți în, în comunitate. Fie prin intervențiile noastre în, în presă, fie prin expertiza pe care o avem, prin rapoartele pe care le generăm, sau pur și simplu prin prezența noastră la diverse diverse evenimente. Și ar vrea aici să amintesc că un eveniment care va avea loc în martie, la mijlocul lunii martie, este conferința regională Rebele Cluj, unde, practic, echipele de cercetători a facultății noastre vor fi prezente în cadrul unui atelier din cadrul conferinței Rebele Cluj, în care vom încerca să explicăm antreprenorilor ce vor fi prezenți la această conferință, cum e mai bine și cum trebuie să procedeze ca să-și Bazeze să-și fundamenteze deciziile de business pe date, pe cifre și pe informații uh, economice. Le arătăm surse de informații pe care noi le, le generăm. Și cu informația pe care o producem sau surse de date externe, resurse pe care noi le avem la nivelul facultății și putem să le uh, distribuim în, în mediul de business partenerilor noștri și de aici să ia uh, o serie de, de, de informații, de date, de analize sau rapoarte și să-și fundamenteze deciziile de, de business. Uh, sunt, uh, așa cum există această sintagmă celebră, la un click distanță toate aceste informații, trebuie doar să, să învățăm împreună cum să le accesăm, cum să le utilizăm și cum să le facem efectiv utile pentru fiecare business în parte. Veți continua să fiți prezent și la nivel internațional. Întreb acest lucru pentru că facultatea pe care o reprezentați a fost foarte prezentă în susținerea climatul investițional din Republica Moldova, adică dumneavoastră a fost și speaker la Chișinău într-un forum economic în prezența premierului Moldovei, a unor vicepreședinți ai Parlamentului Poloniei, a alteții sale ale regale a principiului Radu și de asemenea ați căzduit conferințe dedicate investițiilor în uh, Republica Moldova și în uh, cadrul facultății. Așa este, uh, până acum, în relația cu Republica Moldova, uh, a existat o perioadă de cunoaștere, o cunoaștere reciprocă, să învățăm să lucrăm împreună, să ne armonizăm împreună și să știm mai multe unii despre alții. Iar acum, în 2024, vom merge mai departe și vom trece la stadiul în care vom transfera sau extinde proiecte ale facultății noastre în Republica Moldova pentru a fi prezenți și în spațiul Republicii Moldova cu o intenție foarte clară și uh, deschisă, uh, spusă, de a ajuta, de a susține mediul de afaceri din Republica Moldova cu toată expertiza pe care noi o avem, astfel încât să poată să își urmeze uh, Republica Moldova parcursul pe care uh, și l-a asumat către Uniunea Europeană, către o, o apropiere mult mai puternică de tot ceea ce înseamnă România. Asta este pe de-o parte. Iar în uh, sfera internaționalizării o să continuăm parteneriatul nostru cu University of North Carolina Chapel Hill, un parteneriat care va continua în mod sigur până în 2028, în 2023 semnând o prelungire cu 5 ani a memorandumului pe care noi l-am avut. Dar ce este interesant aici este că vom dezvolta noi dimensiunea ale acestui parteneriat și vom începe să facem acest lucru în primăvara acestui, acestui an. Și de asemenea uh, suntem pe, pe cale să putem să prezentăm public în curând un nou parteneriat cu o universitate extrem de puternică din spațiul, uh, din spațiul european. Uh, ne bucurăm foarte mult că, dincolo de tot ceea ce avem și de toate resursele și avantajele pe care uh, le-am uh, dobândit cu ocazia intrării și prezenței noastre în cele două mari alianțe europene, practic putem să avem legături și putem să avem parteneriate distincte și cu alte uh, universități din spațiul european, universități care sunt extrem de bine cotate în clasamentele, în clasamentele internaționale. Suntem extrem de curioși și sperăm să aflăm în curând detalii despre acest parteneriat. Până atunci, domnule decan, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această emisiune și vă invit cu mare drag să reveniți. Mulțumesc și eu. Prieteni, vă mulțumesc și vouă. Ne vedem pe net.